Duminică AMC difuzează un film despre reziliență, schimbare și forță, o poveste cu impact. În sudul Californiei, Jacob Harlan, Nikolai Coster-Waldau, broker de succes, împreună cu Kate și fiul lor, Joshua, urmează o familie obișnuită. Viața lor însă urmează să se schimbe dramatic și total după ce într-o seară ies la un restaurant împreună cu o familie prietenă. După cina stropită cu câteva pahare de vin, la întoarcerea spre casă, sunt implicați într-un accident de mașină la ignorarea culorii roșii a semaforului. În urma accidentului, Tom, prietenul lui Jacob, moare. Și Jacob este condamnat la 7 ani de temniță. Anturajul din pușcărie îl schimbă însă foarte mult pe Jacob, astfel încât, dintr-un tip normal, obișnuit, ajunge să devină un infractor înrăit ce dă dovadă de multă violență, dar și inteligență în același timp. Trebuie să stai pentru tine, pentru că odată ce ești marcat în acolo, nu va termina. Tot ce face el în închisoare, dar și afară atunci când este eliberat, are un scop pe care îl urmează. Așa cum se spune, scopul scuză mijloacele. A place like this forces us to become warriors or victims. Urmărește executantul Shot Caller duminică de la ora 20 la AMC și ai parte de filme emblematice pe bandă rulantă. Stories with Impact.